Bună, dragilor, și bine v-am găsit! Mă bucur să vă am aici alături de mine. Este de data aceasta o citire cu un mesaj colectiv general, întrucât nu știu foarte bine cât voi putea să încarc această citire în cele din urmă. Semnalul la internet este destul de slab în această zonă în care eu sunt acum. Dar m-am gândit așa, pentru voi, ca mesaj colectiv, mai întâi să întreb, întrucât și pachetele mele de cărți sunt mai puține, n-am putut să împachetez foarte multe, dar hai să văd din oracolul îngerilor romantici ce fel de conexiune împărtășești tu cu persoana dragă. Ia, te rog, de aici doar mesajele care rezonează, restul lasă-le pentru cei care poate caută astfel de mesaje. Și hai să vedem. Ce fel de conexiune împărtășești tu cu persoana dragă, cu această persoană la care te gândești? Posibil, această citire, într-adevăr, este o citire în dragoste, dar dragostea, iubirea, nu poate fi romantică sau nu. Meriți iubire. Ești iubibil, iubibilă, meriți iubire. Cu adevărat, tu meriți iubire și nu trebuie să uiți acest aspect nici măcar un moment. În ceea ce privește baza pachetului și lucrurile care pot să vină în direcția ta în următoarea perioadă, avem acest card, eliberează-te de ex. A venit timpul să îți curăți energia de această persoană din trecutul tău. E o chestiune, pentru mine, eu cel puțin o găsesc destul de greu de făcut, dar merită să ne eliberăm de toate bagajele care ne trag în jos din trecutul nostru. Hai să văd acum cine ești tu, cine ești tu în această conexiune, în această legătură pe care o împărtășești cu această persoană la care tu te gândești. Cine ești tu? Sabia și trandafirul. Ești o persoană care are parte de claritate în ceea ce privește această conexiune. Sabia despre acest lucru vorbește despre claritate, vorbește despre comunicare în același timp, despre adevăr, faptul că ți s-a revelat un anume adevăr. Poate fi vorba și despre faptul că ești o persoană foarte solidară, ai parte de o anumită putere în lume, ok, onoare, poți să protejezi și în același timp să fii protejată de ceea ce înseamnă greutăți, ai o anumită putere, un lucru care pe tine te distinge așa față de celelalte persoane. Hai să văd acum cine este această persoană la care tu te gândești. Cine este această persoană la care tu te gândești? Să vedem ce energie va ieși pe masă, dacă va fi energia din trecut sau o nouă persoană. Relație karmică. Există anumite butoane, așa, anumiți triggeri care sunt declanșați în prezența ta, în persoana aceasta. Furtună, resentimente, lecții de învățat. Da, tu iubești această persoană, dar în acest context, cu această relație karmică, bănuiesc eu că este vorba despre acest ex care se gândește, îți urmărește fotografiile, îți urmărește postările. Îi e dor de tine, are o anumită nostalgie.
în ceea ce te privește pe tine și își dorește chiar să facă noi amintiri cu tine, să construiască noi. Deci eu, o persoană care vrea să reintre în viața ta, acest ex, mă gândesc eu, de care tu ești sfătuit să te eliberezi, de această energie ești sfătuită să te eliberezi. Hai să vedem tarotul, ce vrea să ne spună. Voi construi mesajul din tarot asemănător cu felul în care îl făceam și atunci când eram acasă, pe gânduri, sentimente, acțiuni, ok, atât ale tale cât și ale persoanei dragi. Și țineam pachetul întors, s-a întors și cred că e cu un anume motiv, s-a întors lumea vorbește despre, și era întoarsă, ok, în poziția inversă, lumea vorbește în această poziție despre capitole neîncheiate, despre lucruri care încă, la care încă nu s-a pus punct. Hai să văd care este situația dintre voi. Aș vrea să întreb. Care este situația dintre voi? Regele de monede. Regele de monede poate reprezenta un semn de pământ, o energie masculină dintr-un semn de pământ, sau poate fi orice alt semn zodiacal cu aceste plasamente pregnante în harta sa natală. Regele de monede este o persoană stabilă, centrată pe sine, foarte hotărâtă, o persoană foarte valoroasă, abundentă. Are toate aceste calități și încă altele. Poate să confere stabilitate această persoană. Acum, fiind în situația dintre voi, cred eu că este vorba despre o conexiune în care, pe care voi o împărtășiți, în care stabilitatea e pusă pe prim plan. Poate fi o conexiune la muncă sau de la muncă, da. Și văd aici mult energie fixă, pentru că acest rege de monede, dintre toate cele trei semne zodiacale de pământ, reprezintă taurul în primul rând, semnă de pământ fix, o persoană cu o încăpățânare, și semnele de pământ sunt cele mai fixe, dacă pot să spun așa, cele mai stabile și impregnate așa în pământesc, în lumesc, în ceea ce reprezintă lumea aceasta 3D, spre deosebire de celelalte semne zodiacale. Ok? Deci, și iarăși văd la baza pachetului 8 de cupe. 8 de cupe vine cu detașare, cu plecare. Ia să văd eu în ce direcție. Către această comunitate care îți va cere așa să îți păstrezi echilibrul, să jonglezi mai multe lucruri în viața ta, deci vei avea mai mult de a face cu mai multe lucruri și o perioadă chiar aglomerată, dar lucrurile astea te duc așa înspre intuiția ta și înspre ceva mai armonios, văd eu, spre entuziasm, foarte bine, o oportunitate cu acest paș de bâte, foarte frumos, o energie frumoasă aici. Hai să văd acum celelalte energii pe masă, după care vom mai discuta puțin tel.
mesaje importante pentru tine, relevante, pentru ca tu să le cunoști, să te ajute, să te ghideze, să te inspire în această perioadă. Acest mesaj este, ca și celelalte ale mele, atemporal și nu-mi vine să cred. Și poți să îl urmărești oricând, ok? La baza pachetului văd 3 de spade. În primul rând îmi vine această energie de trio. Trio însemnând, bineînțeles, 3 persoane, dar în același timp însemnând și 2 persoane și o a treia energie care intervine între cele 2 persoane, ok? Asta rămâne la latitudinea voastră să decideți. Roata norocului 2 de bâte. Ești la o răscruce de drumuri aici. Lucrurile se pot schimba și iarăși văd această carte 8 de cupe. Eu am amestecat puțin pachetul, nu foarte mult, dar văd din nou această energie a 8-ului de cupe. Lași în urmă ceva și te îndrepți către ceva mult mai armonios pentru tine, pentru că, din câte mi-amintesc, da, poți să te îndrepți către un semn de aer, văd o a doua energie masculină după regele de monede. Hai să vedem acum în gândurile tale, 6 de bâte, sentimentele tale, cavalerul de cupe, acțiunile tale, pajul de cupe, puterea, turnul, 6 de cupe în ceea ce arată în direcția ta această persoană, asul de cupe, șoțe de monede, colaborare și în același timp schimb de energie între voi și văd aici în energia care reprezintă viitorul vostru împreună acest magician. Da, poate să existe și o oarecare doză de, mă rog, nu știu dacă m-am exprimat eu cum trebuie, dar există și durere aici. Există, cum am spus, o energie de trio pe care tu vrei să o lași în urmă. În mintea ta văd acest 6 de bâte. 6 de bâte vorbește despre un succes. La asta te gândești tu, despre faptul de a fi aclamat, de a fi recunoscut pentru ceea ce ești. Nu știu dacă este energia ta sau te gândești la o altă persoană cu această energie. De ce acest 6 de bâte? Nebunul. Un nou început care să îți aducă succes, care să te facă să te simți aclamat și recunoscut pentru atributele tale. Un nou început, poate fi implicat un semn de foc aici cu acest nebun și 6 de bâte, dar un nou început care să îți aducă angajament, stabilitate. De ce puterea în mintea acestei persoane? Puterea vine cu stăpânirea de sine, ok? Cu înfrânare a instinctelor de a acționa într-un anume fel care poate fi violent, ok? Puterea dă dovadă de grație, poate fi un leu și justiția aici. Această persoană se gândește la a nu-și crea o karmă negativă cu tine, pentru că avem justiția și în același timp și puterea. Este o persoană foarte puternică, ok? Pentru că avem și acest împărat. Autoritară, iarăși foarte capabilă, iar în mintea sa are această energie. Poți să ai și tu leu pe harta ta natală și în mintea sa această persoană are această energie de a face dreptate, de a aduce claritate, de a o energie de a echilibra și de a nu face mai mult rău. Cavalerul de cupe este în sentimentele tale, tu îți dorești acum până la clarificări, ok?
Dar cu acest cavaler de cupe tu îți dorești să mergi în direcția acestei persoane cu mesaje frumoase. Văd și 9 de monede, ok, poate reprezenta acest semn de pământ, dacă ai de a face cu un semn de pământ, sau de ce 9 de monede totuși? 9 de monede reprezintă o persoană foarte regina de bâte. Te poate reprezenta pe tine, să știi. Parcă îți dorești independența ta. Și asta nu neapărat în plan relațional, cât mai ales în plan material. Ok? Îți dorești independența ta și independența în relație și asta e un lucru bun. Nu putem să construim ceva solid într-o anumită relație dacă noi suntem codependenți și depindem de celălalt, ok? De ce turnul în sentimentele acestei persoane? Chiar mă interesează această energie care vine cu boom, așa, cu 6 de monede și 2 de spade. Nu, e 8 de monede acesta. Parcă multă furie simt în această persoană. Are și puterea, ok, în gândurile sale. Își înfrânează instinctele de a acționa așa cu furie, dar în sentimentele sale văd acest lucru cu turnul și poate chiar a încercat să lucreze la această conexiune mai mult ca de obicei sau își dorește să repare această conexiune, dar parcă s-a izbit de un zid așa cu 2 de spade. Poate de asemenea ca această persoană să, pentru a nu se manifesta într-un mod furios și care să aducă mai mult dezastru, dacă pot să spun așa cu turnul, poate ca această persoană să se focuseze foarte mult pe muncă, pe carieră, pentru a nu se gândi, pentru a nu și alimenta sentimentele acestea, pentru că e o doză de furie aici, e multă e ceva ce această persoană încearcă să vindece în sentimentele sale. Acum, în acțiunile tale, tu arăți pajul de cupe. Pajul de cupe vine cu deschidere. Okay? Se poate ca cineva să fi greșit aici și dacă e această... Cred că e vorba despre tine. Poate prin cuvânt. Ai greșit cumva acestei persoane. Văd și pajul de monede. Ok. Sincer, acum, împreună cu această carte, îmi vine în minte că e posibil să aveți copii chiar împreună cu acest paj de monede și acest paj de cupe. Sau poate fi vorbit despre oportunități. Ok. Pe care tu dorești să le accesezi, să le urmezi. Dar totuși e această energie a, nu știu, parcă tu urmezi această cale a 6-lui de bâte, asta încerci să materializezi în viața ta personală, un anume succes, ok? Și în același timp îți dorești independența ta în această relație, dar există și anumite limite, cum e și, nu vreau să spun normal, dar foarte întâlnit.
6 de cupe este în acțiunile sale. 6 de cupe vine cu energie de trecut, vine cu energie de suflete pereche. Poate această persoană să îți facă un anume cadou. Dar nu, nu. E clarificat de 4 de monede și moartea. Mai degrabă își înfrânează această energie a 6 de cupe. Vrea transformare, poate a pus punct la ceva anume, pentru că e și aici această furie, această energie a turnului. Poate din partea acestei persoane ceva s-a prăbușit așa dintr-o dată. Totuși, asul de cupe este în surpriza din partea divinității. Asul de cupe vine cu speranță, vine cu sentimente, această cupă plină cu sentimente, okay? Cu iubire, chiar. Această cupă care se revarsă cu pace din partea divinității. Posibil să existe și o anumită... De ce 5 de bâte? 5 de bâte vine cu conflict, vine cu competiție, uneori cu gelozie. De ce? Și anumite griji. Da. Și iarăși, această energie a reginei de spade care îmi vorbește despre claritate. Cumva, în mintea ta tu știi ceea ce îți dorești. Îți dorești un anume succes, dar parcă ceva se cramponează cu energia acestei persoane. Ceva din ceea ce tu îți dorești se cramponează cu energia acestei persoane. O provoacă, o face să se simtă înfuriată, iarăși îmi vine tot acest termen. Și cu toate acestea să știi că nu îți arată, această persoană are puterea în mintea sa. O simți, mai ales dacă ești o persoană foarte intuitivă și conectată la ghidul tău interior, tu o simți, dar nu îți arată. Hai să văd de ce sfatul divinității este 6 de monede. De ce 6 de monede? Să îți explorezi opțiunile. Pentru că atât 6 de monede, cât și 7 de cupe vorbesc despre o energie care în care sunt prezente mai multe persoane. 5 de cupe. Ce ești tu sfătuit în cele din urmă? Pentru că văd aici o energie de trio. Să lași în urmă această energie de trio, să știi. Ești sfătuit să lași în urmă această energie de trio. Pentru că, și nu știu acum dacă vine din partea acestei persoane, ești sfătuit să te eliberezi de această persoană, dacă vine din partea ta să lași în urmă această energie de trio, pentru că îți poate aduce mult prea multă suferință și dezamăgire. Acum, magicianul este în viitorul posibil între voi și magicianul poate să vină cu o energie de manipulare, dar în genere, magicianul are toate resursele pentru a manifesta, nu? Și manipularea nu este întotdeauna un lucru rău. Manipularea pentru bine, pentru că există și așa ceva, pentru că toți manipulăm în toate contextele. Hai să văd de ce magicianul. 4 de bâte. Să manifeste această stabilitate, această reconciliere. Posibil că această energie de trio să vină din direcția ta, în care caz poate e necesar ca tu să îți ceri scuze și să îți amintești de faptul că meriți iubire cu adevărat.
Văd și judecata aici, nu știu dacă ți-am arătat-o, dar judecata vorbește despre energie de reconciliere. De ce 4 de bâte? De ce 4 de bâte? Pajul de spade. Da, această energie din exterior care vine în conexiunea voastră și care cineva care vă spionează. De ce pajul de spade? 3 de cupe, da, această energie din exterior. Și 10 de monede reprezentând acea relație stabilă pe care tu o ai, acel angajament pe care tu îl ai, stabil, ok, dar există și o altă energie aici, așa simt să spun, ceva care înfurie persoana ta și un ex de care trebuie să te eliberezi. Iarăși văd iertare și tot aici la baza pachetului. Ok, cam atât pentru astăzi. Este o citire lunguță pe care nu știu dacă o voi putea încărca pe internet cu semnalul meu, dar am să încerc, sper măcar o citire pentru această săptămână să reușesc să încarc pentru voi. Vă mulțumesc mult pentru susținerea voastră și vă mai aștept aici. Vă pup! Pa, pa!